Parcă trebuia să fie mai multe piese în coletul ăsta. Merg pe mâna voastră, lăsați-mi în comentarii dacă s-o schimb sau să nu schimb asta. Deci vreo 700 de lei a economisit. Ia uite frumusețe aici. Puțin dezamăgit că e trasă pe dreapta, dar n-avem ce face. A trecut 2 săptămâni, eu mă așteptam să fie mai evoluată treaba. Colete peste colete, salutare și bine ați venit la un nou episod. Am mai primit ceva marfă pentru Dacia lui Drăcea. Ia priviți aici, niște gusteie din astea pentru bagaj, frumos. Avem o cutie plină aici. Da, uite, numai piese mai nouțe, plasticul de la schimbător, instalația electrică, astea v-am arătat. Super fain. Acum dacă stau să mă gândesc mai bine, parcă trebuia să fie mai multe piese în coletul ăsta. Erau și ochelari de plastic și grila. Și încă un plastic. O să întreb să văd de ce n-au ajuns. În cele al doilea colet avem ochelari de tablă. Am avut noi 2 bucăți, dar erau pe partea dreaptă, parcă. Și acum ne trebuie unul pe stânga. I-am primit pe amândoi, dar unul o să-l dau înapoi. Până ducem noi piesele astea, să vedem și cum mai evoluează lucrarea la furia lui Drăcea. Hai să mai lucrăm la noastră puțin. Ce avem noi aici? Aici avem ce am scos, iar lucrarea noastră rămăsese tratată frumos, scoasă toată rugina, iar acum trebuie să ne apucăm de reconstruit toată nebunia asta. Ia să vedem cum arată prima bucățică montată. Hai că n-arată rău. S-a construit aici treaba frumos. Dar mă tot uitam la bucata asta aici. Cred că o scos și pe asta, că nu prea îmi place cum arată. Ia uite aici e întreruptă. Scoatem și bucata asta aici să fie și ea frumos aici. Chiar dacă asta cred că e sub aripă, dacă nu mă înșel. Dar parcă nu vine să o las așa. Ia uite, ești.
Sau aici e șaierea? S-o schimb, să n-o schimb. Ea mâncată de rugină nu e, doar că e urâtă. Merg pe mâna voastră, lăsați-mi în comentarii dacă s-o schimb sau să n-o schimb asta. Că momentan construim în continuare aici și o lăsăm după aia pe dânsa. Vă mai arăt încă o dată ca să-mi ziceți voi dacă merită sau nu merită să schimbăm bucata asta de aici. Iar acum vreau să vă zic două chestii. Prima, am observat că am început sezonul de cumpărat, de schimbat mașini și în special cumpărat de astea second hand, adică o dai torapa pe care o ai și ți-ai altă mai bui ceva bani. Am tot văzut că vrea lumea să-și ia mașini, cred că e sezonul, nu știu care e faza. Așa că dacă intenționați și voi treaba asta, cel puțin asigurați-vă că nu vă luați o țeapă sau cel puțin încercați prin toate posibilitățile posibile să nu vă luați o țeapă, așa că folosiți codul Alex Șerban pe Car Vertical, are 20% reducere la raport. Așa arată un raport, poți să afli dacă mașina a fost furată, dacă a fost avariată, dacă ai noroc poți să găsești și o serie de poze, să vezi cam cât de rău a fost avariată. Bineînțeles, poți să vezi și dacă a avut kilometri verificați în funcție de înregistrările din servisuri sau de la cele de la daune, când a mers la asigurări. În mare sunt informații care cu siguranță te vor ajuta să iei o decizie mai ușor dacă merită să dai banii pe mașina pe care vrei să iei sau merită să cauți alta. Iar a doua este legat de piesele pentru mașina lui Drăcea. Nu știu dacă sunt eu nebun la cap, dar mi se pare exagerat de mult prețul traversei de la lunetă, pe care o găsești foarte greu completă. E formată din două, una mai mare și una mai mică. Aia mare o am, dar pe aia mică nu o găsesc niciunde, doar set și cere 450 de lei sau 500 de lei. Mi se pare super mult. Așa că am tot căutat și am găsit o mașină, o să merg acum să o tai. Acum, sincer, cred că am o problemă, pentru că nici măcar nu-s banii mei. N-aș fi dat eu banii aia pe piesă, dar parcă nu e moral să dai ația banii. Aș vrea că mai bine prefer să muncesc eu un pic, să tai la aia. Mai trebuie să tai și fluturașul ăla de la amortizor pe care l-a scos nenea și trebuie înlocuit. Era strâmbă, ați văzut că a forțat în oalele alea. Dacă reușesc o să o scoatem și pe aia și după mergem să ducem piețele la atelier acolo. Avem piesele, avem piesele, ha, a reușit să le tai, tată, m-am chinuit ceva, a fost și foarte cald, dar i-a privit. Traversă, nouă nouță, arată super bine, am economis o dată 500 de lei, asta cam greu să-l scos pe ăsta, m-am chinuit, i-a privit cum am scos, trebuie să mai lucrez acum un pic la el să-l detașez de aici. Cred că aș fi, hai să zicem, vreun 200 de lei, deci vreun 700 de lei a economisit. Nu erau banii mei, dar nu știu de ce mă bucur. În fine, hai să scoatem fluturile de aici. Cred că cel mai bine o scoatem dacă reușim să o scoatem din puncte, să eliminăm punctele alea de sudură, dar numai să le găsim. Le găsim sau nu le găsim? Pe aici se vede că avem o grămadă și pe aici am văzut una, două, trei și aici încă vreo trei. Hai să vedem ce reușim! Este, bă, am scos o întreagă,
Bine, nu e chiar dreaptă, dar o îndreptăm noi. Ce ziceți, cum arată o piesă de 100-200 de lei? Eu zic că m-am descurcat ok. Îi băgăm niște ferdac care are puțină rugină pe aici pe aici. După care îi băgăm o grânduială, un epoxy frumos și o să fie o piesă nouă nouță. Oricum s-a tăiat destul de bine, mult mai ușor decât aia și o lăsăm așa, așa o ducem. Și acum hai să mai sărim într-una altă, să mai facem și la noastră aici puțin. Bam, bam, bam. Acum avem nevoie de asta care să continue până aici jos, la ruptura asta. Gata, o bucată a fost pusă, nu prea știu cum venea aici, pentru că oricum n-a fost întreagă, dar eu zic că e destul de ok, are gaura asta pe rotund. Acum hai să facem pasta mare. Thank you.
Eu zic că e ok. Dacă mă uit la asta, așa pare, sincer. Adică avem asta pe care am făcut-o eu acum. Duce, bine, nu mai duce că și asta e terminată. Și după care avem partea din spate, aripa aia, care trebuie să facem de în spate la aripă. Ăsta îl construim, aici vine un petic. Și avem la fel aici, asta care duce, uite-o asta, bam, 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 am reconstruit-o eu, fără buza aia, dar n-are nimic. Ia da câteva puncte aici să fie legată. Și vedem ce mai urmează. Să vedem cum arată și pe partea asta. Hai mă, că arată bine și eu, ia uite, hap, hap. Asta nu știu dacă trebuie legată, îmi pare că nu trebuie legată. Aici am prins-o eu pe aia, dar nu știu dacă trebuie legată de asta. Poate o leg, poate nu o leg. Aici vine oricum peticul ăsta de deasupra. Bam, bam, bam. Nu știu ce am făcut, dar am făcut noi ceva acolo. Măcar am întărit stâlpul ăla să fie super strong. Acum nu mai fac nimic garaj. Mergem să ducem ce piese mai avem de dus. Aia ce... Hai să vedem cum arată ăla. Ești curios. Tabla, fluturile ăla de la amortizor. Hap, tap. Ia uite-l. Ia uite-l, tat. Hai mă, piesă nouă, nouță, ești nebun. Ia uite, tat. Ia uite frumusețe aici. Ce mai vrei? Ce mai vrei? Avem de dus ochelar, ăsta 2 și traversa 3. 3, 2, 1 și am ajuns. Hai să vedem care e treaba, se pare că nu e prea bună. Furia albastră a fost scoasă în parcare și nu știu de ce. Se pare că iartă la rând, iar furia noastră arată cam așa acum. Hai că... S-a mai pus ceva, grila aia, ochelarul l-am adus acum, pe partea asta stâlpul, gâscanul și stâlpul, asta a fost prinsă mai bine, podeaua, urmează traversa, pe aici cred că e la fel, țac-pac și cam asta e. Asta este furia albastră. Pot să estimez că tot nu făceam eu în perioada asta atât, chiar dacă văd că e lăsată pe dreapta. Dar zice că de mâine o ia la treabă. Și cam asta e treaba cu furia. Puțin dezamăgit că e trasă pe dreapta, dar nu avem ce face. Așteptăm. Sincer să fiu, a trecut 2 săptămâni, eu mă așteptam să fie mai evoluată treaba, dar nu avem ce face. Acasă oricum nu era mai evoluată, asta e cert. Eu zic că e destul de ok. Sperăm că peste încă 2 săptămâni să fie gata. Eu o să închei episodul ăsta aici. Vedem în episodul următor dacă mai venim sau nu la ea. Eu n-aș mai veni ca să fie mai evoluată treaba când venim peste 1 săptămână. Vă mulțumesc că v-ați uitat până la final. Nu uitați să vă abonați, să dați și voi un like și ne vedem duminică, cred, nu? Hai, pa! Oh, shit! Here we go again.